Pentru că suntem aici la o clinică de înfrumusețare și știu că tu nu ai nevoie, dar știi cum e după 25 de ani? Ți se pare atunci când te uiți în oglindă că ți-a ieșit o pată pigmentară, că noi de la Malul Mării cam ne place să stăm la soare. Bine, nu tu, care n-ai fost anul ăsta la Constanța. Ai început să ceri sfaturile specialistului cu privire la mici riduri de expresie, mai ales că acum ești din ce în ce mai des la televizor. Da, în primul rând vreau să spun că sâmbătă, adică în 3 zile fac 37 de ani. Mulțumesc. Și mă întrez cu asta, mulțumesc la fel. Să știi că până acum 2-3 ani nu aveam nicio treabă, recunosc, nu mă dădeam cu cremă, nu făceam tratamente, absolut nimic, asta pentru că am fost norocoasă, am genă bună, dar de vreo 2-3 ani am început să cer părerea specialistului și mă dau cu creme. Și, bineînțeles, rutina de machiat în fiecare seară, cam atât. Deci doar cu creme de hidratare, și ai învățat să-ți cunoști de-a lungul timpului, ca tocmai ce ai spus vârsta, ce fel de ten ai, ce fel de piele ai și știi să-ți alegi cremele. Dar s-a întâmplat vreodată, nu știu, din adolescență, să greșești cumva, să te umpli de tot felul de urticarii, de alergii? Păi, uite, vezi, asta a fost un plus, că nu mă dau cu creme, pentru că așa nu am pățit vreo nenorocire, înțelegi? Adică nu m-am dat cu vreo cremă veche sau expirată sau... Nici măcar așa de fan? Sau uite, tu în adolescență n-ai avut problemele hormonale, să-ți iasă un coș și mici colo și să începi? Eu am avut probleme hormonale de adolescentă până acum câțiva ani, s-au reglat de la sine. Repet, am fost norocoasă, dar nu, nici măcar de fan, nu mă dădeam, nu. Dar de analize, apropo de 30 de ani, obișnuiești acum să-ți faci analizele mai des, să-ți faci controle mai des la medic sau tot așa ca orice român, lași pe ultima sută de metri? Să știi că am învățat să mă iubesc mai mult până la urmă, că dacă nu avem noi grijă de noi, nu are nimeni și am realizat că e mult mai bine să previi decât să te vezi în fața faptului împlinit și da, merg să-mi fac analizele, nu exagerez, e drept. Adică merg o dată pe an și fac tot setul de analize și cam atât. E genul de balanță ipohondră care își face singură control și își dă diagnostic? Ba da, caut pe Google, bineînțeles, Sfântul Google, dar încerc să mă abțin pentru că ne facem rău. Așa, cel mai bine cerem sfatul specialistului și... Dar sunt ipohondră. De-aia te-am întrebat că știu cum sunt baloanțele, la mulți ani încă o dată. Te sărbătorești anul ăsta? Sau crezi că după 25 de ani, dacă nu-ți mai faci ziua, nu se mai contorizează anii? Eu mă bucur de fiecare an. Nu m-am hotărât încă dacă îmi fac ziua sau nu, sincer. Vineri o să merg la un concert, sâmbătă nu știu ce o să fac. Chiar pentru că majoritatea prietenilor mei sunt plecați sau muncesc sau familia cu treabă. Astăzi este ziua fratelui meu, noi suntem în aceeași lună născuți, el este plecat, deci chiar nu știu ce o să fac. Dar vreau să mă sărbătoresc, dacă nu o să stau singură în casă și o să beau un pahar cu vin și o să-mi pun la mulți ani, nu știu. Dar sper să mă sune prietenii și să-mi cânte. Nu te văd așa un fel de party girl și să abia aștept să ieși la club? Cred că nu te-am mai văzut într-un club de foarte mulți ani, de pe vremea când chiar erai majora și imediat după. Dar zi, majoratul tău cum a fost? Ai preferat să păstrezi banii, să te duci undeva sau te-ai distrat printr-un club de pe acolo, de la Malul Mării? Am avut petrecere mare de majorat. Mama mea mi-a organizat la restaurant în Constanța, dar eu, pentru că nu sunt petrecăreață, să știi că mama a dansat cu toți colegii mei. Eu am stat și m-am uitat. E bine, măcar s-a simțit cineva. Așa bine. Este, așa este, da. Și mai zic ceva, pentru că astăzi este ziua educației. Cum ai avut în copilărie vreo profesoară de care să te simți extrem de atașat încât să păstrezi legătura și peste ani și poate și azi să o urmărești pe Facebook? Nu, din păcate. Nu, pentru că eu am fost la o școală unde majoritatea profesorilor erau în vârstă. Practic, eu am fost la școala unde a fost și verișoara mea, cu 13 ani mai mare decât mine, și erau de atunci în vârstă și nu, n-am păstrat legătura. Cred că mulți dintre ei nici nu mai sunt, din păcate. Dacă fratele tău ai fost în aceeași școală sau ai făcut tot posibilul să poți să fii și tu nesupravegheată
la școală. Știi care e problema? Eu în clasa 1 aveam școala peste drum de bloc. Și atunci eram supravegheată de părinți. Deci el, și oricum fratele meu este super, super protectiv. Deci e exagerat. Recunosc. Și acum? Și acum te controlează? Da. Și dacă nu ești acasă la 12 noaptea, ce zice? Te amenință că te spune părinților sau ce vine să spune? Nu, dar mă întreabă unde sunt, cu cine sunt, dacă sunt bine, dacă am ajuns acasă, dacă... I-am explicat că mâine, păi mâine fac 40 de ani, să mă las în pace, am crescut. Să nu exagerăm, mai ai până la 40 de ani. Da, trece repede și știi cum e, trebuie să fim realiste până la urmă, știi? Că nu dăm înapoi. Deci... Dacă nu ne sărbătorim, nu se contorizează. Uite, eu, de fiecare dată, în fiecare an, când anul trecut, când am făcut 36, eu după o lună, dacă mă întreabă cineva câți ani am, eu spun 37. Și toată lumea mă ceartă. Dar mie mi se pare normal. Și tu acum, deci tu până acum, până azi aveai 37 și de luni, de duminică spui că ai 38? Merg pe 38, așa spun.